Pentru a mai destinde antrenamentele epuizante, Andrieșu îi lasă pe jucătorii săi să mai încingă câte o miuță spre final. Meciurile nu sunt însă deloc amicale. Handbaliștii pun osul tare la minge, iar orgolii ating nivelul maxim. Andrieșu nu se dă nici el de o parte de la efort și este luat imediat în colimator de elevii săi. Apolzan a prins momentul perfect și a plătit o poliță antrenorului, fiind cât pe acest să-l accidenteze. Apolzan nu a recunoscut faultul, fiind convins cu greu de Andrieșu să cedeze mingea. Aș vrea să-l prind așa, mai ales că am și pierdut la fotbal. Eu tot timpul pierd. Da, intră și el tare, pune picior, e normal, dacă se bagă cu noi în joc, e normal, și asumă toate riscurile, nu? Putem să ne răzbunăm acum pe antrenamente sau ce ne... Nu mai prindem la fotbal, că n-aveți... Pe rest n-avem voie. Dar așa la fotbal e coleg și atunci putem să mai cotonăgim puțin. Revenit de câteva zile la Energia, Dan Ilieș vrea să uite cât mai repede experiența negativă de la Bucovina-Suceava. La Târgu Jiu va lucra din nou cu Andrieș, pe care l-a avut antrenor și în urmă cu 3 sezoane. Vulcanic, un om care pune mult suflet, vrea să iasă bine, își dorește foarte mult, se implică în tot ceea ce face, e alături de echipă, e aproape de băieți, comunicativ, după aceea lumea că dau prea mult, sigur. Un bine cu antrenor. Și așa, acum. Avea și defecte, dar acum nu, vorbim despre ele. Reîntors și el de la Minaur Baia Mare, Ionuț Mazilu aștepta cu nerăbdare să lucreze din nou cu Andrieș. Nu de alta, dar fostul antrenor Vasile Stângă nu l-avea deloc la inimă pe Mazilu. Dacă nu venea Liviu Ninu, mă întorceam sau de puțin. Și dumneavoastră, Vasile, nu m-am înțeles deloc. Nu m-am înțeles, numai că nu mă avea la suflet, cred. De ce crezi? Nu știu, poate nu-i plăceau glumele mele sau nu știu, nu. Era mai serios așa, nu. Handbaliștii sunt momentan într-o mică vacanță. N-au mai disputat un meci oficial de pe 26 februarie și vor juca abia weekendul viitor pe teren propriu cu CSM Oradea.